Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 74-a ediție analizelor economici, o analiză pe care este realizată în comun IDIS Viitorul Privesc Eu și le puteți găsi paginile noastre, fie IDIS Viitorul, fie Privesc Eu, sau pe pagina mea iuniț.md la capitolul analize economice. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect legat de creditele ipotecare și înainte de aceasta vreau să spun anumite lucruri care mi s-au părut important să le spun. Deci noi în analizele noastre economice utilizăm diferite date pe care periodic le repetăm, cum ar fi comerț extern, chiar pe piața imobiliară, avem foarte multe analize, veți vedea, dar astăzi prezint niște date în premieră și am zis că de fiecare dată când vom fi indicatori noi, voi spune. Deci majoritatea indicatorilor noi îi repetăm periodic pentru a arăta evoluția, dar totodată mi-e pare important să introducem și anumite indicatori noi care să ne permită să înțelegem mai bine ce se întâmplă în anumite domenii. De data aceasta vorbim de piața imobiliară. Deci piața imobiliară, pe scurt, în acest an trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere a dezvoltatorilor. Volumul de apartamente noi date în exploatare cel mai probabil va fi în jumătate comparativ cu anul trecut, deci vom avea o cădere foarte puternică. Volumul de lucrări, de construcții va fi cel puțin cu 30-40% mai mic. Prețurile la apartamente au crescut foarte rapid, iar acum s-au plafonat. Vom vorbi despre aceasta astăzi. Și toate puse cap în cap, cred că un element nou care ne-ar permite să înțelegem ce se întâmplă pe piața imobiliară este creditele ipotecare. Deci creditele imobiliare sau creditele ipotecare în Republica Moldova, să zicem așa, au cunoscut o creștere abundentă, o creștere puternică începând cu 2017, atunci când în Republica Moldova s-a implementat programul Prima Casă. Acest lucru a încurajat cetățenii să meargă la credite, dar nu doar Prima Casă. Deci, dobânzile mici la credite, băncile practic nu aveau o altă soluție de a investi, veniturile populației creșteau relativ rapid în comparație cu creșterea prețului apartamente, ceea ce a creat niște precondiții ideale, putem să spunem că anul 2018-2019 este veacul de aur a creditului ipotecare. În acest an avem o scădere puternic pronunțată, respectiv toate acestea se văd deja și în vânzările de locuință, și în scăderea volumului de investiții, și în toate cele se vede. Deci cred că piața imobiliară astăzi va primi o nuanță nouă de înțelegere când vom analiza ce și care este situația creditului ipotecare. Haideți să începem în primul rând cu volumul creditului ipotecare. Am luat doar perioada din 2015, dacă va fi necesar, voi lua perioade mai lungi, dar în 2015, noi, timp de o an de zile, în Moldova au fost contractate 1,2 credite ipotecare. În apogeu, sau în 2021, când am ajuns la maxim, noi am ajuns la peste 7600 de credite ipotecare, sau 7600 de persoane au mers să iau un credit la bancă pentru a-și procura o locuință sau pentru a face reparație la o locuință. În acest an, în trimestrul 3, deci dacă trimestrul 1 și 2 a început destul de modest, în trimestrul 3 noi avem o scădere puternică, 705 contracte ipotecare, ceea ce este de peste 3 ori mai puțin decât a fost anul trecut. Anul acesta noi, în cel mai bun caz, îl vom finaliza la vreo 4500, dacă vom ajunge, deci vom avea o scădere destul de puternică a numărului de contracte noi ipotecare luate de către cetățenii noștri. Acest lucru, de ce aceasta se întâmplă, vom vorbi ceva mai târziu, dar companiile de construcție deja sunt lucrul acesta, agențiile imobiliare sunt, ipoteca este un instrument de finanțare care a mișcat piața în sus în ultimii 3 ani de zile. Dacă vă uitați atent, într-adevăr, în anul 2017, noi brusc ne-am dublat volumul de credite de la 1200, de fapt, la 2200. După aceasta a fost o creștere continuă până în 2019, 2020, datorită
pandemiei, datorită îngrijorării, cetățenii noștri s-au redus aceste, nu că s-au redus, dar s-a stopat creșterea. 2021 a fost în principiu explozia, cea mai mare creștere din toată istoria, cea mai mare volume din toată istoria Moldovei. 2022, din diferite motive despre care vom vorbi mai departe, acest lucru a scăzut. Scăderea numărului de contracte ipotecare a dus la scăderea volumului de bani care au fost contractați. Uitați-vă, în anul 2007, noi pentru credite imobiliare am luat 200 de milioane de lei sub formă de credite noi. În 2015-2016, 500 de milioane. Deci, credite noi luate în această perioadă au fost 500 de milioane. Creșterea a fost, explozia maximă a fost în 2019, când am ajuns la 3,2 miliarde, dacă observați, de 6 ori mai multe ca volum de bani au fost luat decât în 2015-2016. Apoi, 2020, am explicat, a fost o stabilizare la nivelul 3 miliarde și în sfârșit anul 2021, 5,4 miliarde. Deci 5,4 miliarde credite noi contractate într-un singur an. Acum, dacă observați, iarăși scăderea este destul de puternică, însă dacă observați, ca volum de bani, căderea nu este atât de mare decât ca număr de credite. Din ce cauză acest lucru se întâmplă? Explicația este una foarte simplă și aceasta se va vedea pe următorul grafic. Deci noi avem câți bani au fost luați sub formă de împrumuturi, noi avem câte credite au fost luat și noi știm cursul valutar. De aceea vreau să calculez care este valoarea medie a unui credit ipotecar luat în Republica Moldova. De ce calculez valoarea medie în euro? Din simplu motiv că la noi toate apartamentele se vând în euro și nu este mai logic și mai clar să înțelegem acest lucru. Dacă vă uitați atent, în prezent valoarea medie a unui apartament, a unui credit ipotecar este de 41,5 mii euro, este cu mult mai mult decât a fost până acum și net mai superior, deci noi avem o creștere în 2021, dar față de perioadele precedente, noi dacă observăm, avem o creștere semnificativă. De ce se întâmplă acest lucru? Primul factor este legat de însuși motivul că la noi cresc prețul apartamentului. Deci, respectiv, tu ești nevoit să iei cât mai multe credite, cât mai mare credit pentru a cumpăra același apartament. Dar să nu uităm că acum prețul practic s-a stabilizat, aceasta înseamnă că oamenii totuși puțin mai bogați au credite, cei care erau cu apartamente mai mici, ei deja cumva sunt într-o pauză de procurare apartamentelor. Scăderea puternică a creditelor noi luate a dus la ceea că la noi, în principiu, soldul creditelor sau îndătorarea populației față de bănci pentru creditele ipotecare, în acest an crește cu un ritm tot de 3 ori mai lent. Dacă vă uitați atent, până în 2016, la noi, datoria cetățenilor față de bănci pentru creditele ipotecare era de 2,3 miliarde lei. Deci, de la independență până în 2016, populația noastră avea un grad de îndatorare față de bănci de 2,3 miliarde lei. În 2017 am avut o stabilitate și uitați, 2018-2019, în 2021 am ajuns la 11,4 miliarde de lei sau de peste 5 ori mai mult decât 5 ani în urmă. În 2022, dacă observați, creșterea este cu mult mai lentă. Noi acum avem în principiu o încetinire a tot ce înseamnă creditele ipotecare. De ce asta se întâmplă? Sunt două răspunsuri. Primul răspuns, de fapt sunt două de bază și mai sunt și ceva secundare, primul răspuns, noi deja l-am spus de mai multe ori, este că după ce în 2021 populația s-a vântat la creditare, Banca Națională a decis să înăsprească politica monetară, banii s-au scumpit și dacă anul trecut pentru un credit ipotecar dobânda bancară era 6,4% anual, acum deja media trimestrială, deci aceasta dobândă, cine a luat credite mai scump, deci aceasta este dobândă medie ponderată pe trimestru. Ea poate varia de la 4% până la vreo 8-9% în trecut și acum poate varia de la 9% până la vreo 14-15%. Dar în mediu 12,2%. Practic, banii s-au scumpit de peste două ori. În general, dacă dobânda este mai mare de 10%, nu prea este, să zicem așa, rațional să iei împrumuturi pe termen lung. Dacă observați, această creștere a dobânzii a dus la o scădere foarte puternică.
a numărului de credit ipotecar luat. Al doilea factor este legat de prețul apartamente. Eu am luat din tâi prețul mediu din municipiul Chișinău. De ce am luat municipiul Chișinău? Deoarece iau loc cel mai multe tranzacții. Iar după aceasta puteți vedea și pe interiorul țării, dacă cineva dorește, dar am luat municipiul Chișinău. Prețul mediu la apartamente, am în vedere prețul atât la apartamentele noi cât la apartamentele vechi. Noi când spunem că prețurile cresc, în principiu nu este atât de corect. Prețurile se recuperează. Dacă ne uităm atent, în anul 2008, prețul mediu anual a fost de 867 de euro pentru un metru pătrat de locuință în Chișinău. La în trimestru 4, în general, prețul a fost de 900 de euro. Deci noi am avut în Chișinău 900 de euro în metru pătrat de locuință. Atunci prețul apartamentelor noi și la apartamentele vechi erau similare, mai mult că atâta s-a întâmplat de multe ori că la cele vechi prețurile erau mai mari chiar decât la cele noi. După aceasta am avut o scădere continuă până în anul 2020, practic. El, la apartamente noi, și acum am să vă arăt, la apartamente noi, de fapt, prețul a început a crește mai repede. Iar acum, în trimestrul 3, de fapt, ce se întâmplă? O stabilizare de preț. Din baza la ce am făcut eu aceste calcule? Deci noi avem, practic, două surse de informații. Prima sunt agențiile imobiliare care publică prețul de tranzacție la apartamente, care în opinia noastră este unul bun, îți reflectă o realitate, dar totuși cred că prețurile de tranzacții reale sunt altele decât cele care oamenii le declară. Și doi, avem Banca Națională care deja de 2 ani de zi, de 3 ani de zile publică indicele prețurilor la imobiliare. La ei publică prețul care este solicitat. Și atunci avem o diferență destul de puternică dintre datele publicate de Banca Națională, unde ei publică care este prețul solicitat, care în opinia noastră este mai mare decât cel real, și agențiile imobiliare care publică un preț mai mic decât cel real. Pentru a echilibra cumva modelul, eu am mixez aceste două tipuri de date și obținem un indicator mediu care ne spune dacă, conform datelor agențiilor imobiliare, în prezent noi înregistrăm o ușoară creștere de preț, conform datelor Băncii Naționale, în trimestrul 3 noi am înregistrat o scădere ușoară de preț. În mediu, în principiu, prețul putem să spunem că a fost stabil. Încă o dată, repet, nu există nicio divergență între aceste date. Banca Națională publică prețul solicitat, agențiile imobiliare publică prețul de vânzare. Și de aici apare această diferență. Dacă ne uităm după apartamentele noi și vechi, atunci vom observa că la noi, de fapt, am avut o scădere continuă a prețurilor la apartamentele vechi, iar la apartamentele noi prețurile au scăzut, însă după anul 2020 au început a crește, atunci când la noi s-au vândut multe apartamente. Și, de fapt, discrepanța dintre piața apartamentelor noi și piața apartamentelor vechi a început să intensif și după anul 2020. Dacă acum 12-14 ani urmă prețurile la apartamentele noi și la apartamentele vechi erau aproape similare, acum diferența ajunge până la 40% și cred că această diferență se va accentua în viitor. În acest an, noi, de fapt, asistăm la o situație în care putem spune că vom finaliza anul acesta cu o stabilizare a prețurilor apartamentelor vechi sau de pe piața secundară și cu o ușoară scădere a prețurilor apartamentelor noi. Deci o ușoară scădere în trimestrul 4 comparativ cu trimestrul 3 și comparativ cu trimestrul 2, dar comparativ cu anul trecut, oricum avem o creștere. De fapt, noi acum suntem la o perioadă de stagnare a pieței imobiliare, care cred că va dura cel puțin încă jumătate de an. Acest lucru este determinat de mai mulți factori. În afară de cei că s-au scumpit banii și oamenii practic și-au redus de 3 ori volumul de credite ipotecare care îl luau. Și aici vreau să fac o recomandare către autorități. Piața de construcție este o ramură de bază economiei naționale și acum toți împreună trebuie să ne gândim, inclusiv Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, Parlamentul, Comisiile Parlamentare de Profil, Banca Națională, care sunt instrumentele ca să reanimăm această piață și acum și voi explica din ce cauză este necesar. Al doilea lucru este legat de faptul că prețul a crescut prea brusc și populația nu a reușit să adapteze și a speriat cetățenii. Trei este războiul din Ucraina și patru este criza prin care suntem deja 3 ani, ceea ce a creat, deja începe a crea o îngrijorare în rândul populației, inclusiv partea energetică, cum o mărăce acest an. Deci toți acești factori puși toți împreună au dus la ceea că noi, de fapt, avem o stagnare de prețuri care, în opinia mea, va dura încă ce 8 jumătate de ani. Drept rezultat,
Construcție de locuință. Acest grafic l-am prezentat odată, cu aceasta voi finaliza două grafici. Deci noi avem, la ziua de astăzi, avem următoarea situație. Instrumentul de bază financiar care populația, care nu avea bani suficient ca să cumpere apartamente, a devenit foarte scump. Drept rezultat, volumul de credite noi a scăzut de 3 ori. În consecință, volumul de vânzare a scăzut. Companiile și-au încetinit investițiile, companiile au încetinit darea în exploatare locuințelor, care va fi în acest an, într-o cădere foarte puternică, într-o ediție următoare vom vorbi despre acest lucru, Biroul Național de Statistic publică acum datele noi, volumul de construcții de locuință în acest an va scădea cel puțin cu 35%, iar drama de bază prin care trec companiile de construcții este legat de faptul că încasările lor reale în acest an vor înregistra cea mai mare scădere din toată perioada de la independență încoace. Cea mai vindere sub încasări reale. Să nu uităm că companiile de construcții vând apartamente în euro. Euro în acest an va fi cel puțin cu un leu mai depreciat decât anul trecut. Dacă anul trecut euro era 20,9 lei media anuală, în acest an va fi cel mai probabil în zona de 19,9. Euro a cunoscut o depreciere continuă timp de mai multe luni de zile, acum el ușor se recuperează, până la sfârșitul anului nu cred că va reuși să recupereze ca media anuală să fie mai bună de 19,1. Deci, respectiv, companiile de construcție, da, apartamentele noi s-au scumpit la începutul anului. Acum suntem într-o perioadă de stagnare când apartamentele nu se scumpesc. Euro s-a depreciat și ei vândându-le în euro. De fapt, în lei veniturile lor sunt și mai mici. Practic, euro le-a mâncat toată creșterea de preț. Iar costurile la costurile în construcție în acest an au crescut semnificativ cu perioada precedentă. Respectiv, încasările lor reale în acest an sunt cu 22% mai mici. Ele au scăzut în baza la doi factori. Creșterea prețului euro a fost mâncat de creșterea salariilor, de creșterea materialelor de construcție și de deprecierea euro. Deci acești factori, costurile de producție plus euro, au dus la ceea că în realitate în acest an companiile de construcție la vânzarea unui apartament, veniturile lor reale comparativ cu anul trecut sunt cu 22%. Dacă observați, mai rău a fost doar în 2000. Eu n-am dat datele pe mai mulți ani, până în 95, deci nici într-un an noi n-am avut indicatorul acesta. Deci noi putem spune că din 95 până în prezent, companiile de construcție nu au avut niciodată un șoc atât de mare al creșterii prețurilor, care nu este compensat cu celelalte lucruri. Dacă observați, 2003 a fost anul de aur a companiilor de construcție. Ce s-a întâmplat? A crescut prețul apartamentului în euro, s-a depreciat euro, s-a depreciat leu și respectiv încasările în lei au fost foarte mari, iar costurile de producție n-au crescut. Și în anul 2003, companiile de construcție au primit cu 50% mai mulți bani decât în anul precedent. După aceasta, după 2007, începând cu 2007, observați ce a fost în 2007, pentru cei care au uitat, prețul apartamentului a crescut. În schimb, euro s-a depreciat foarte puternic de față de leu moldovenesc, cred că țineți minte perioada aceea. Plus costurile de producție atunci creșteau, inflația era destul de mare. Respectiv, încasările lor reale au fost cu 12% mai mici. M-ați întreba, acum cred că veți întreba, dar cum este posibil, domnule Niț, că la ei încasările reale timp de vreo 10 ani de zile au scăzut și ei au supraviețuit? N-au supraviețuit toți, foarte mulți au falimentat. Iar ceea ce s-a întâmplat este că în anii 2000-2005 până în 2008-2009, la noi companiile de construcție, de fapt, aveau un adaos comercial mult mai mare decât trebuie să fie într-o economie normală și noi acum pur și simplu trecem la o economie normală. După perioada aceasta, după 2008, când am avut o criză care a fost profundă în Moldova, companiile de construcție au fost cu creștere reală a vânzărilor sau creștere reală a încasărilor, dar 2020-2021, anul de aur a fost 2021, costurile au fost mici, euro a fost un curs bun, prețurile la apartamente a crescut, respectiv au avut cu 13,5 mai mari venituri decât un an precedent. Iar anul acesta au cel mai mare probleme. Practic, noi putem spune leu puternic sau euro slab cumulat
cu inflația și creșterea prețurilor în domeniul construcției de circa 40% în mediu, dar urmează să stabilim până sfârșitul anului, deci am estimat 40%, dar datele le vom ști tocmai anul viitor, ne-a dus la ceea că în acest an companiile de construcție au în principiu o problemă foarte mare. Vânzări mici, incasări reale cu mult mai mici. Lucrul acesta evident va crea dificultăți pe piața constructorilor. Cred că unele companii nu vor rezista, dar în opinia mea stabilizarea și revenirea la normal se va întâmpla undeva în a doua jumătate a anului 2023. Deci până atunci noi încă vom avea această incertitudine. Revenirea se va întâmpla datorită câteva factori. Primul, inflația sau creșterea prețurilor deja a ajuns la apogeu și nu vom mai avea, cel mai probabil nu vom mai avea creșterile prețurilor, inclusiv în ramura construcțiilor. Doi, politica monetară a băncii naționale se va începe a relaxa și respectiv vom avea bani mai ieftini, oamenii vor începe a lua ipotecă mai departe și trei, companiile de construcții vor avea o cerere neacoperită anul viitor, volumul lucrărilor noi de construcție a scăzut enorm în acest an, de aceea cererea la anul viitor va fi una destul de bună și companiile de construcție în sfârșit vor putea să-și realizeze potențialul lor, de aceea cel mai probabil pentru companiile de construcție va mai fi încă 9 luni de zile situație dificilă, iar pentru cetățeni această perioadă dificilă este exact perioada când s-ar putea de făcut achiziții, însă din păcate pentru mulți, lucrul acesta este practic imposibil de făcut, ținând cont că dacă nu ai banii tăi, să te împrumuți este dificil. Aceasta am vrut să vă spun astăzi și sper că acești indicatori noi, volumul de credite noi, volumul de contracte noi, valoarea medie a creditului, precum și costul real al apartamentelor, ținând cont de inflație, ținând cont de cursul valutar, sunt utile pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă pe piața imobiliară, o piață care este într-o zonă de turbulență, deja de jumătate de an cel puțin și va mai dura încă minimum 9 luni de zile. Vă mulțumesc, până data viitoare!